Bună ziua, bine ați venit! Pianistul este mărturia zguduitoare, aș putea spune, a dramei unui oraș și a dramei personale a protagonistului, pianistul Władysław Szpilman. Și debutează sub semnul optimismului, al încrederii, al speranței intervenției forțelor aliate la începutul războiului în septembrie 1939 și treptat avansând cu lectura observăm că de la această stare de optimism ajungem la o deznădejde neagră, la lipsa de speranță a omului care se simte dezumanizat și dezbrăcat de orice demnitate umană. Este o perioadă în care omul ajunge să constate că este pus în situații inimaginabile, când este capabil să facă orice numai pentru a se salva, pentru a mai trăi o zi. Descoperim că omul își pierde condiția de om, devine canalie, animal. O foarte importantă problemă în carte este, se îmbâte în jurul întrebării dacă omul, îmbrăcând uniforma, încetează să mai fie om și devine doar un instrument de exterminare. Ce m-a frapat pe mine la pianistul este tonul foarte echilibrat, foarte moderat, în care povestește experiențele traumatizante ale războiului. Lipsa aceasta de vehemență sau de ură, cum a spus și doamna Comanescu, care este greu de imaginat pentru, ținând cont de natura autobiografică a acestor mărturii și de specificul literaturii Holocaustului în general. După război, în literatura polonă s-a observat oarecare tendință, și anume scriitorii polonezi au abordat în operele lor temele războiului din dorința de a exorciza demonii războiului, de a se răfui cu germanii, de a condamna crimele germanilor și au căutat în general cauzele acestui genocid în mentalitatea lor. Un exemplu foarte nimerit sunt medalioanele Zofiei Naukowska, care prezintă fața sinistră a războiului, condamnă genocidul și bestialitatea germanilor, cărora nu le găsește nicio trăsătură pozitivă. Un alt asemenea scriitor celebru este Tadeusz Różewicz, care a scris într-un poem de-al său celebru că este salvat de la măcel, iar după ce s-a salvat a reîncercat să vadă dacă mai poate avea încredere în cuvinte, dacă mai poate trăi și dacă mai există viață în general după Auschwitz. Ori Władysław Szpilman, din punctul meu de vedere, are capacitatea rar întâlnită de a se situa undeva la o oarecare distanță de evenimente, de a povesti fără patimă. Este evident afectat, se simte amărăciunea, disperarea omului care pierde totul și nu-i mai rămâne decât muzica, care în final este de fapt ceea ce îl salvează. Însă nu atacă, nu acuză pe nimeni, nu este deloc, așa cum am spus, încrâncenat și vehement. Cred eu că Władysław Szpilman lasă de fapt cititorilor să tragă, nu știu, să formuleze sentința. Cred că pleacă de asemenea de la premisa că nu poți să tragi semnul egalității între toți germanii. Și asta poate pentru că a avut șansa să fie ajutat de capitanul Hosenfeld. În 1946, și într-adevăr, lipsa aceasta a patetismului sau a înverșunării este puțin, este greu de înțeles prin faptul că el a scris mărturiile la cald, imediat după încheierea războiului, însă în 1946, când a apărut prima ediție a Pianistului,
Narațiunea politică a regimului Vremii nu a permis, nu putea să admită să admită că există și germani care au fost împotriva lui Hitler și au întins o mână de ajutor evreilor și naționalitatea capitanului Hoserfeld a fost schimbată din germană în austriacă. De asemenea, tot prin prisma cenzurii, titlul nu a mai fost Pianistul, ci Moartea unui oraș, încercând în aceeași retorică postbelică comunistă de a muta punctul de greutate de pe drama individuală, pe drama colectivă a orașului. Iată, orașul este cel care a suferit, polonezii în general și nu neapărat o singură persoană. Puțin mai devreme am fost la o altă lansare a drumului spre Nicăieri și foarte interesant a fost că Polonia a fost cuprinsă într-un clește în 1939 din est de puterea sovietică și din partea cealaltă de nemți. Concluzia romanului prezentat anterior a fost că sovieticii au distrus, distrugând omul, i-au distrus și sufletul, pe când nemții au distrus trupul, dar au lăsat sufletul intact. Acest lucru se simte, cred eu, din lectura mărturiilor lui Władysław Szpilman, care iese din război traumatizat, suferind, dar își păstrează speranța în umanitate. Sunt foarte multe lucruri de vorbit despre Pianistul. Îmi vine acum în minte câteva secvențe din film și puterea sugestivă a muzicii, a faptului că prin muzică Władysław Szpilman s-a salvat de la teroarea războiului.